În cursul zilei de ieri, elevii din cadrul școlii de poliție Vasile Lascăr din Câmpina au trecut prin momente emoționante cu ocazia ceremonialului de depunere a jurământului militar de către promoția 2015. Jur credință patriei mele, România! Jur credință patriei mele, România! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să respect Constituția! Jur să respect Constituția! Legile țării și regulamentele militare! Legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Astăzi a avut loc depunerea jurământului militar de elevii anului întâi. Este vorba despre cei 313 elevi care au început cursurile la 1 octombrie. Este un moment important pentru ei, se leagă prin acest jurământ să respecte legile, să respecte Constituția și, desigur, să devină buni polițiști. Înainte de toate, în cadrul școlii, elevii sunt învățați ce înseamnă dragostea de patrie. Și prin curricula școlară, care cuprinde nenumărate teme despre patrie, despre patriotism, dar și prin felul în care întregul corp profesoral și conducerea școlii se poartă cu elevii, încercăm să insuflăm viitorilor noștri absolvenți aceleași sentimente pe care le avem și noi. Pentru noi, pentru cei cu mai multă experiență, patria, desigur, înseamnă aproape tot ceea ce este mai bun, pentru că ne-am petrecut mulți ani îmbrăcați în această uniformă, mulți ani în care am slujit cetățenii din diferite poziții, din diferite funcții și îndeplinind numeroase însărcinări. În cadrul ceremonialului au depus jurământul militar 300 de elevi ai școlii de poliție Vasile Lascăr.